scandaluri după moartea Ionelei Prodan. Klaus Iohannis, acuzat că i-a refuzat ultima dorință, reacția preediniei. Scandal după moartea Ionelei Prodan. Venit să-i aduc un ultim omagiu, Codrin Tăfnescu a susținut miercuri ce ultima dorință a Ionelei Prodan a fost de a primi o medalie din partea Ministerului Culturii. Demersul s-ar fi blocat la Palatul Cotroceni, care ar fi retrimis solicitarea la minister, cerând mai multe informații. Ministrul Culturii, George Ivacu, i-a propus miercuri președintelui Klaus Iohannis decorarea post-mortem a cântăreței de muzic popular Ionela Prodan cu Ordinul Meritul Cultural. În acest sens, preedinia a transmis ce statul român a recunoscut meritele doamnei Ionela Prodan, care a fost distins deja în anul 2004 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, categoria F, promovarea culturii. Lovitura serii pentru Klaus Iohannis ar fi obligat să o revoce pe Laura Codruca Covesi, ce i-a transmis judectoarea Dana Gârbovan. Statul român a recunoscut meritele doamnei Ionela Prodan, care a fost distins deja în anul 2004 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, categoria F, promovarea culturii, pentru contribuiile deosebite în promovarea culturii și civilizației românești, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în ar, cât și peste hotare, decretul numărul 38/2004. De asemenea, în anul 2002, doamna Ionela Prodan a fost decorat pentru servicii excepționale aduserii cu Crucea Național Serviciul Credincios, clasa a 3-a, pentru crearea sublinierei transmiterea cu talent sublinierei deruirea unor opere literare semnificative pentru civilizaia românească sublinierei universal decretul numărul 977/2002, cea mai înalt distincție care îi putea fi conferit. În ceea ce privește Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, amintim faptul că acesta a mai fost acordat unor personalități precum actorii Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilarion Ciobanu, Florian Pitt subliniere, Stella Popescu, Alexandru Ar subliniere Inel subliniere I Adrian Pintea, muzicienii Ana Felicia Filip subliniere I Dan Mizrahi, arti subliniere T plastici Ioan Nemcoi, Cornel Bruda subliniere cu subliniere I Florin Giubotaru, istoricii Panaiti. Panait sublinierei Eugen Denize, a transmis preedinia. Sunt trei ordine naționale. Regula este ce se acord începând cu primul grad, începând cu cel de cavaler. E un lucru absolut de suflet elementar. Dacă preedintele Klaus Iohannis acordă acum unei artise îndrăgite, nu se pune problema ce ar acorda un fel de avantaj. Lucrurile ar putea fi tranate mai puțin birocratic. Eu am cunoscut-o personal pe Ionela Prodan.
președintele poate semna acum ordinul de acordare, a explicații senatorul PSD Herban Nicolae, în emisiunea 100 de minute, la Antena 3.